Bună ziua, dragii mei prieteni! Astăzi vom vorbi despre drepturile divine cu care ne-am născut, pentru că nu suntem egali în fața divinității și la final de material vă voi spune cu ce daruri ați fost înzestrat fiecare funcție de ziua în care v-ați născut. Vă întrebați de ce unii sunt bogați, alții săraci? De ce unii au parte de o căsătorie fericită și alții se despart? De ce unii sunt bolnavi și alții nu au avut nici măcar o banală răceală în viața lor? Până și emoțiile sunt date diferite oamenilor și așa mai departe. Sunt întrebări la care vă voi răspunde în materialul de astăzi, pentru că până și dreptul de a te naște este un drept pe care sufletul trebuie să-l câștige după multe așteptări, funcție de greșelile făcute în viața pe pământ. De multe ori divinitatea ne arată prin semne, semne pe corp, ce rol vom avea în această viață. Și mă refer acum la inelul lui Apollo, la inelul lui Jupiter sau inelul lui Saturn, care se găsesc pe mâna unora dintre voi. Pentru cel care are pe mână inelul lui Jupiter, s-a născut să fie șef. Cel care are inelul lui Saturn are în sânge misterul și dorința de cunoaștere. Și cel care are pe mână inelul lui Apollo este înzestrat cu cea mai mare creativitate. Dar, înainte de a începe, trebuie să vă spun că mă bucur că suntem un grup așa de mare, că rezonăm la fel la subiectele importante ale vieții, că ne place cunoașterea și astfel vom fi mai armonioși, mai frumoși sufletește, mai sănătoși și mai învățați. Pentru că da, prin aceste materiale, eu vă transmit o rețetă de viață profundă și mai aproape de divinitate și de legile Universului. Deoarece grupul nostru se mărește zilnic, îmi dă încrederea că undeva, pe plan subtil, mesajele mele își au ecoul potrivit și că vom putea să evoluăm împreună în această viață. De aceea, dragii mei, nu uitați că mă ajutați foarte mult în proiectele mele dacă vă abonați în număr cât mai mare la canalul meu YouTube prin simpla apăsare a butonului roșu din dreapta jos a ecranului și să distribuiți materialul. Deci să începem, dragii mei prieteni! Darurile divine cu care ne naștem sunt, de fapt, pârghiile divinității pentru a ne răsplăti pentru ceea ce am făcut bine sau mai puțin bine în viață. Pământul este școala de învățare pentru toate sufletele. Este un loc unde unul dintre noi poate uita sau celălalt își poate aminti. De aceea există și legi divine pe care trebuie să le respectăm. Legi despre care eu v-am mai vorbit în materialele trecute. Pentru că, dragii mei, totul pe această planetă se supune acestor legi divine. Aceste legi, la care noi avem dreptul încă de la naștere, sunt ca niște pârghii pe care, dacă știm să le folosim, viața noastră va fi mai bună și în perfectă armonie cu Universul. Una dintre legile divine cu care ne-am născut este legea karmei, adică acea cauză și acel efect de care eu vă spun mereu. Această lege spune că tot ce emitem noi la nivel vibrațional, fie prin fapte, gânduri sau vorbe, se va întoarce la noi cu aceeași măsură, fiind un ciclu complet al Universului. Darul divin asociat acestei legi este remușcarea și recunoașterea în interiorul nostru a vinei. Asta ne va da posibilitatea să îndreptăm ceea ce am greșit. Dar divin ce nu este dat tuturor. Altă lege divină pe care trebuie să o respectăm este legea ritmului. Această lege vorbește despre faptul că în viață există o ciclicitate și o repetabilitate a evenimentelor. Este ca un fel de sinusoidă prin care urci și cobori, apoi o iei de la capăt. Asta se întâmplă și cu ființele Pământului, dar și cu planetele, cu anotimpurile, cu ziua și cu noaptea, existând un ciclu bine orânduit.
Darul divin asociat acestei legi este liberul arbitru, atât de important în viață și în existența noastră. Cu alte cuvinte, este extraordinar ca în misiunea ce tu ți-ai ales-o pentru această viață să poți avea libertatea de mișcare și de alegere, ceea ce nu mulți dintre noi o au. Cea mai bună zicală pentru această lege ar fi: împotriva a ceea ce tu ai hotărât, nici zeii nu pot să lupte. Altă lege divină este legea unității, care arată că toți oamenii pe acest pământ sunt egali în fața Universului și au scânteia divină în ei. Astfel, inițial, toți avem acea parte bună, divină în noi, acea conștiință dumnezeiască și putem fi recuperați dacă am greșit drumul vieții, încălcând una din legile spuse mai devreme. Trebuie să vă mai spun că în lume există grupuri de cercetare, cum ar fi Proiectul de Cercetare a Conștiinței Umane Globale, unde se cercetează reacțiile oamenilor la evenimentele dramatice importante ale Pământului. Astfel, conform studiilor din ultimii 25 de ani, s-a constatat științific că prin efectul Maharishi, fiecare conștiință în parte poate influența într-un fel sau altul efectul de grup studiat. Asta înseamnă că, spre exemplu, o meditație colectivă a 1% din populația globului, prin această vibrație pozitivă corect direcționată, poate anihila efectele negative ale unui eveniment sau stare de război sau de boală, de exemplu. Gândiți-vă ce dar divin ne-a fost dat și noi nu-l folosim decât în foarte mică parte. Și ultima lege divină de care vorbim astăzi este legea compensației, cea care ne spune că ajutând dezinteresat pe alții, ne asigurăm răspunsul pozitiv al Universului față de starea noastră mentală de bine și confortul spiritual. Vom fi recompensați și pentru gândurile noastre bune, recompensa venind pe căi misterioase, acolo și de la cine nu ne așteptăm. După cum vedeți, toate aceste legi divine sunt corecte, neabuzive și sunt făcute tocmai pentru a ne propulsa pe o frecvență energetică superioară. Acum, ca să mai ne destindem un pic, așa cum v-am promis, o să vă spun ce daruri divine aveți, funcție de ziua în care v-ați născut. Astfel, pentru cei dintre voi care v-ați născut într-o zi de luni, trebuie să știți că luni este o zi a începutului, a puterii de a începe o acțiune nouă. Luni este o zi benefică pentru a-ți urma visurile și a le pune în practică. Darul cu care te-ai născut este darul cuvântului și el trebuie împărtășit. Cuvântul vă ajută să deschideți numeroase porți în viață. Cuvântul tău influențează, schimbă opinii, sprijină și oferă afecțiune și înțelegere. Pentru cei născuți în ziua de marți, trebuie să știți că ați fost înzestrați cu harul vieții. Viața este darul pe care trebuie să-l respecte și să-l aprecieze cât mai mult. Lecția lor de viață este aceea de a-și stăpâni instinctele, orgoliile și pornirile de agresivitate. Trebuie să învețe să acorde atenție și corpului fizic și energiei care le parvine din surse exterioare. Pentru cei născuți miercuri, miercuri este o zi a continuității, a exprimării, a cumpătării, a puterii de a te adapta la zilele ce vor urma. Miercuri însă mai este și o zi a iertării, a acceptării și a împăcării. Este o zi în care ajungi să faci pace cu trecutul, dacă te-ai angajat în conflicte în celelalte zile ale săptămânii. Cei născuți în ziua de miercuri sunt înzestrați cu un dar care nu le este accesibil tuturor, și anume darul iertării.
Chiar dacă au trecut prin momente și sentimente negative, au reușit să treacă peste ele, înțelegând că iertarea interioară este cheia către pace și armonie. Pentru cei născuți joi, ei au fost înzestrați cu darul cunoașterii. Ei au o mare putere de înțelegere a lucrurilor și o intuiție fantastică, pentru că ei văd și simt ceea ce altora le scapă. Cei născuți vinerea. Trebuie să știți că vinerea este o zi în care sărbătorim frumosul, iubirea de frumos, senzualitatea, bucuria de a trăi. Vineri este ziua în care importanța acceptării și a recunoașterii propriei valori în ochii celorlalți devine important. Vineri este ziua în care îți conștientizezi cel mai bine existența simțurilor. Vineri este o zi benefică artelor, plăcerii, cooperării, flirtului. Cei născuți într-o zi de vineri sunt înzestrați cu un dar aparte, și anume darul frumuseții din lucruri. Darul de a vedea frumusețea în ceilalți oameni, încercând să o descopere și să o valorifice și pe cea din interiorul lor. Pentru cei care s-au născut sâmbătă. Sâmbăta este o zi a deciziilor, a sacrificiilor, a dedicării, a restricției și a tăcerii. Sâmbăta este o zi benefică analizării scopurilor și acțiunilor tale. Cei născuți sâmbăta s-au născut cu darul curajului, iar ambiția și dorința de a reuși îi pot impulsiona să ajungă pe drumuri pe care n-a mai ajuns nimeni. Curajul le dă celor născuți sâmbăta noroc în viață și reușită în ceea ce și-au propus. Nu se dau bătuți cu una cu două și atunci când sunt loviți, se ridică și merg mai departe pe drumul pe care știu că trebuie să meargă. Pentru cei născuți duminica. Duminica este o zi a împlinirii, a finalizării, este o zi a creației și a inspirației. Duminica este o zi benefică relaxării și reîncărcării energetice și spirituale. Cei născuți duminica au venit pe lume cu darul iubirii. Aceștia au o mare capacitate de iubire, iar iubirea lor se răsfrânge asupra persoanelor care se află în jurul lor. Sunt veseli, șarmanți, alină, domolesc, bine dispun, aduc cu ei și împrăștie optimismul oriunde s-ar afla. Dragii mei, sper că v-a plăcut materialul. Sper să vă fie de folos și dacă da, nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube și să distribuiți materialul. Vă pup! Vă doresc să aveți pace în suflet, alături de o minte armonioasă, deschisă către cunoaștere.